Ne bucurăm și la această ocazie să ne revedem la a 23-a prezentare din cadrul seriei Nebunia Crucii. Trebuie să vă anunț că este penultima prezentare, vineri seara viitoare va fi ultima. Sper ca această serie să fi cel puțin neprovocat, pe mine însu a provocat în timp ce studiam pentru a pregăti aceste prelegeri, dar sper ca și cei care au fost alături de noi uh, -seară, de vineri seară uh, sau care le-au ascultat ulterior să fi fost puțin mai mult decât uh, uh, provocați în ce privește uh, amploarea acestei teme. Trebuie să recunosc că este o temă extrem de, de, de uh, copleșitoare în toate, din toate puncte de vedere, uh, teologic, uh, mai ales existențial, Relațional și așa mai departe. Și iarăși trebuie să recunosc că mă simt destul de neînsemnat, foarte neînsemnat, atunci când abordez această temă, mă refer la crucea lui Hristos. Și cred că sunteți de acord cu mine de ce spun lucrul acesta. Dar această, această temă a crucii lui Hristos trebuie să ne preocupe. Pentru că aici, de fapt, în stă secretul. Înțelegerii, nu doar a conceptului de Dumnezeu, a, cum spuneam, adevăratului mit al originilor sau a relației noastre cu Divinitatea, dar chiar să răspundă la întrebările fundamentale de unde vin, cine sunt și încotro merg, și mai ales să ne ofere o anumită direcție, un anumit sens în viață și chiar să putem să traducem. Acest prezent într-un viitor care, conform făgăduinței biblice, să fie continuu. De aceea, în această seară, aș vrea să continuăm pe aceeași temă fundamentală a crucii lui Hristos, dar dintr-un alt unghi, unghi care surprinzător ne este adus de către poetul Octavian Goga. Octavian Goga a scris o poezie care se numește La mormântul lui Laie. Despre ce este vorba în această poezie, n-am să vă redau poezia, deși este ușor de făcut acest lucru, ci am să vă rezerv o surpriză o audiție muzicală pentru că îl veți auzi, o veți auzi această poezie într o anumită interpretare extraordinară din punctul meu de vedere. Dar până să ajungem la punctul acela, despre ce este vorba așa la modul foarte general. Închipuiți-vă pe Octavian Goga care stă la mormântul lui Laie Chioru, așa cum era Poreclit, e vorba de un foarte cunoscut violonist numit Nicolae Filip, violonist care l-a marcat profund pe maestrul George Enescu. George Enescu i-a dedicat o anumită porțiune dintr-o operă de-a sa, numită Lăutarul, mă refer la porțiune, nu la operă, îmi scapă numele operei lui Enescu, dar Fragmentul acelei porțiuni din opera lui Enescu se numește Lăutarul. E, la acest lăutar se referea, primul lăutar care l-a influențat foarte mult în cariera lui muzicală. El însuși, George Enescu, recunoaște acest lucru, vorbește cu drag de momentul acesta. Era mic, era mic Enescu când lăutarul acesta venea în vizită la ei acasă, l-a învățat pe Enescu anumite Uh, nu, știu să numesc, nu știu cum se numesc, uh, poate acordul sau alte asemenea uh, tehnici, uh, mă rog, uh, din, de, de, de vioară. Uh, dar uh, ideea uh, lui Goga este aceasta. El se află la mormântul lui uh, Lae Chiorul, la acest lăutar renumit. Uh, că a fost uh, la modul cel mai real sau că este doar o uh, licență poetică, asta nu am cum să aflu. Dar așa cum pe vremuri dacii își trimeteau mesageri la Zamolses, la zeul lor suprem, cu anumite, mă rog, petiții sau alt gen de asemenea solicitări, așa face și Goga, îl trimite pe Lae Chioru, poetic vorbind, la Dumnezeu. De ce îl trimite Lae, Goga pe Laie la Dumnezeu? Îl trimite pentru a obține din partea milostivului un hatâr, să-l numim. Dacă milostivul poate n-a fost impresionat prea mult de dărnicia noastră ca popor, ospitalitatea noastră, munca noastră, eu știu ce alte asemenea virtuți, toleranța, se, se presupune că noi suntem un popor destul de tolerant vis-a-vis -vis de alte etnii sau alte naționalități, dacă Dumnezeu n-a fost foarte impresionat de aceste virtuți, măcar să fie impresionat de suferința noastră artistic distilată în. Muzica, mai ales muzica aceasta populară în Doinele de jale și în ceea ce rapsozii au încercat să transmită de a lungul timpului. Deci, într-un anumit sens, cam asta încearcă Goga să facă prin poezia lor, poezia lui. Îl trimite pe la Echioru cu scripca lui fermecată înaintea Domnului, să-i cânte acolo un cântec de jale, un cântec care să-i stoarcă o lacrimă milostivului, iar Dumnezeu, impresionat fiind de această interpretare, această, repet, suferință a poporului nostru distilată în note muzicale, să ne acorde și nouă hatărul de a fi și noi, printre alte stele importante din această lume, să fim și noi o stea de bază. Așa că aș vrea să vă invit acum să ascultăm împreună această piesă, această poezie în interpretarea neegalabilă a lui Tudor Gheorghe și veți surprinde, mai ales a toate interpretării lui Tudor Gheorghe, veți surprinde aspectul acesta emoționant al poeziei lui Goga și a petiției pe care o face lui Dumnezeu prin intermediul lăutarului Nicolae Filip, adică Laie Chioru. Am venit să-ți spun o vorbă, azi când pleci în țări mai bune. Nicolae, lai lăutar din patru strune. Dul cu tine meșteșugul care ne întețea soborul, meșterea nouă sate, lăutare, lai Unde nori țin popasul în lăcaș de mărgărin Și-a de domnul cu sâmpetru La o masă de Argi. cădea na cul, norilor de margarind. Ne se ar stinge atunci ne ce de mult ne petrecea între stelele de pază. Am avea și noi o stea. Tu, tu să-ți Extraordinară interpretare. Cei care ați prins de acum încolo prezentarea, nu, nu este o va de cenaclu flacăra. Am încercat să redau în maniera cea mai artistică cu putință, prin intermediul maestrului Tudor Gheorghe, poezia lui Octavian Goga la groapa lui Laie. Vorbim despre această dorință a poetului de a obține din partea lui Dumnezeu un anumit hatâr. Poetul Goga, se știa, a fost un poet destul de naționalist, credea în destinul poporului român, dar pe de altă parte era nemulțumit de faptul că suntem ceea ce suntem, că nu le putem depăși condiția. Nu intru în amănunte în această direcție, nu este obiectul studiului în această ocazie, dar tema fundamentală a poeziei cred că s-ar putea reduce la un singur cuvânt sau la această expresie, impresionarea lui Dumnezeu. Ce să facem noi ca popor să-L impresionăm pe Dumnezeu? Vitejia noastră, ospitalitatea noastră, hărnicia, toleranța, ce evlavia, ce anume, ce ar putea să mai aducem noi pe, la masa de argint al celui sfânt, ce as din mâne că ar putea să creeze acel efect care să determine acea lacrimă din geana de argint al milostivului. Și în viziunea lui Goga poate că doar un lăutar cu o anumită melodie și observați în această poezie cum îl instruiește pe la Echioru, cum să se comporte în fața celui sfânt, cum să se aplece ușor genunchii și grumazul și obrazul, în așa fel încât să poată să uh, interpreteze perfect uh, uh, Dorința poporului român, petiția acestui neam care tot timpul s-a considerat o victimă a istoriei, a destinului, a altor forțe potrinice, și într-un final, cumva sperând că dacă politicienii n-au reușit acest lucru, dacă soldații sau clericii sau alte asemenea personaje importante de-a lungul timpului n-au reușit măcar un leutar. Măcar el, la echior când va merge la înaintea Domnului, să-i cânte din această scripcă fermecată și să-l determine pe Dumnezeu să acorde acest har și poporului nostru. Dar, sigur că de asta este o interpretare strict legată de viziunea lui Goga și a manierei în care el înțelege relația poporului nostru cu Dumnezeu. Dar aș vrea să mergem puțin mai departe în ceea ce ne privește pe noi. Și dacă ar fi noi, fie ca vechi daci sau ca goga în poezie, să trimitem un mesager la Dumnezeu ca să ne reprezinte ce am spune, cum se trebuie să se poarte înaintea Milostivului, ce ar putea să-i transmită, ce narațiune ar fi atât de emoționantă încât să-i smulgă Domnului câteva lacrimi și să facă pentru noi ceea ce vrem noi. Întrebarea este, până la urmă, ce vrem de la Dumnezeu. Goga era destul de precis, măcar și noi, printre alte stele importante din această lume. Să fim și noi acolo. Dar noi, ca indivizi, ce dorim? Noi, ca biserică, noi, ca cei care, mă rog, suntem preocupați să avem o anumită relație cu Divinitatea. Ce am cere în mod specific și ce ar face Dumnezeu pe baza acestei cereri? Asta a fi o întrebare. O altă întrebare care mă frământă este aceasta. Până la urmă. Care este, de fapt, instrumentul care tot timpul, de-a lungul sec mai mult, mileniilor, am putea spune, a încercat să impresioneze divinitatea, cumva în așa fel cât să obțină din partea divinității anumite favoruri, anumite har, un anumit har, ceva care să îi ofere mai departe omului motivul de a trăi, de a se dezvolta, de a. Continua să creadă că mâine va fi mai bine și că moartea nu este ultima destinație. Și am înțeles, cel puțin asta este înțelegerea mea, că religia de-a lungul timpului a fost scripca lui Laie, scripca prin care a încercat să îl impresioneze pe Dumnezeu. Și, în esență, cam asta este, de fapt, religia. Este încercarea omului de a-l impresiona pe Dumnezeu sau pe zei, pentru cei care cred în mai mulți zei, în așa fel încât să poată să obțină ceva din partea acestei entități. Și interesant este cum a reușit să facă religia lucrul acesta. Cam care ar fi, dacă ar fi să vorbim în limbajul poeziei lui Goga, care ar fi acele acorduri obligatoriu minore ale religiei prin care să-L poată impresiona pe Dumnezeu? Și găsim destul de lesne suferința, a fost folosită permanent de religie ca coardă sensibilă, vinovăția, pocăința, Umilința, mărturisirea, nevrednicia, ele sunt stări, aș putea spune, normale. Fac parte din acest cocktail de virtuți și de vicii pe care omul le are. De ce spun cocktail? Pentru că ele pot fi ușor alterate. Există o Falsă suferință, există o falsă vinovăție, există o pseudo-pocăință, la fel cum este o pseudo-umilință sau o falsă mărturisire și o falsă nevrednicie. De deci ce spun că este amestecat? Nu întotdeauna este autentică umilința sau pocăința sau această suferință. Dar ele au făcut tot timpul parte din, cum să spun, complexitatea naturii umane, a psihicului uman. Iar religia a știut să speculeze aceste cori sensibile. Și le-a folosit în acest cântec de jale a adresat divinității. Iar noi am fost fiecare la rândul nostru rapsozii, un fel de la adică încercând cumva să ne supunem acestor imbolduri care veneau din exterior, dar pe de altă parte corespundeau cu ceva în interiorul nostru. Și noi înșine, la rândul nostru, în această relație cu Dumnezeu, am folosit și suferința, și vinovăția, și pocăința, umilința, mărturisirea, nevrednicia ca monedă de schimb, nu? cântec de jale. Trebuie să obțină, trebuie să smulgem acea, acea lacrimă de, de geana de argint a milostivului și să ne dea ceea ce noi ne dorim. Trebuie să fac o precizare. Nu sunt convins că noi știm exact ce ne dorim. Asta este, cum să spun, impresia mea. Poate sunt greșit, dar eu nu cred că omul încă și-a formulat întrebările fundamentale ale vieții sau ale uh, dinamicii relației lui cu Dumnezeu, sau prea puțini au reușit lucrul acesta, dar aminte să aibă răspunsuri la întrebările acestea. Deci noi suntem încă în faza de a descoperi întrebările fundamentale. Și numai după ce le descoperim, putem să așteptăm la anumite răspunsuri și alea temporare, tranzitorii, pentru că nu vor fi niciodată definitive. Deci pe baza acestor, cum să spun eu, acorduri minore în ce privește modul de impresionare a lui Dumnezeu, intenția Religii a fost cumva să smulgă această lacrimă sau aceste lacrimi și probabil, cel puțin măcar pentru a ne, a ne se stinge necazul, cum uh, surprinde Goga în poezia lui, ca să ne se stingă necazul. Omul știe că nu este foarte fericit pe acest pământ. Are momente de fericire, de bucurie, dar sunt umbrite și de alte asemenea situații la care nu se așteaptă. Bunii sunt mai norocoși din fire, din naștere, din gene sau din contextul în care au trăit și pot afirma la sfârșitul vieții că au trăit o viață fericită. Dar cei mai mulți nu. Și normal că dorești ca să ți se facă o dreptate pe lumea aceasta să ți se curme cazul, să poți să fii liniștit tu cu familia ta, cu cei apropiați, să ai convingerea că chiar dacă la un moment dat, inevitabil, va trebui să plătești prețul acestei călătorii numită viață prin moarte, totuși ceva trebuie să mai fie dincolo. Și toți oamenii de-a lungul mileniilor și-au imaginat că trebuie să existe un dincolo. Uh, unii au abandonat această credință, au spus că nu mai este nimic dincolo și că ai murit acolo, rămâi și nu mai știi nimic și s-a terminat cu totul. Și -a viața și-a spus ultimul cuvânt prin moarte. Dar alții continuă să creadă. Uh, deci e o credință frumoasă, trebuie să recunoaștem, și inspiratoare, uh, motivatoare, într-un anumit sens, dacă este folosită corect. Pentru că, exact cum spune și Pavel despre lege, dacă întrebăițăm corect, legea este bună. Dacă nu, va, 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 ne va face un deserviciu. La fel și această credință în viața viitoare, dacă este folosită corect, are un mare avantaj. Dacă este folosită în mod greșit, ne va dezechilibra prioritățile și direcția în viață. Dar acum, legat de această. Uh, acest demers al religiei pe care îl compar cu cântecul de jale pe care la Echioru trebuie să-l interpreteze sublim înaintea milostivului, cred că religia a încercat și încearcă permanent lucrul acesta. Și observați, instrucțiunile lui Goga sunt extraordinare. Trebuie să țin doi ușor genunchii, trebuie să-ți pleci grumazul trebuie să îți așezi cumva obrazul uh, aproape de instrumentul acesta care trebuie să transmită acele note uh, tânguitoare. Adică Dumnezeu trebuie să audă ceva ce nu a au auzit până acum. Nu poți să-i spui poezia așa uh, ca la serbarea de, 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 de la școală. Trebuie să trăiești acel lucru. Și religia prin ritualuri, rugăciunea care este folosită într-un anumit sens. Chiar poziția la rugăciune, trebuie să ne plecăm pe genunchi, nu e așa? Și în momentul când mă gândesc la rugăciunea aceasta în care te pleci pe genunchi, mă gândesc obligatoriu la laie, în această poziție, în genunchi, cu a plecat și cu script ca lui interpretând mesajul către petiția către Dumnezeu. Cam așa văd eu practic această rugăciune făcută în genunchi. Asta ar fi un alt subiect de ce insistă unii că să ne rugăm în genunchi. Dar nu cred că asta este de fapt adevăratul mesaj al Bibliei atunci când ne învață să ne apropiem într-un anumit mod de Dumnezeu mai degrabă este încercarea de a-L impresiona pe Dumnezeu. Unii vor aduce argumentul, dar nu poți să te prezinți oricum înaintea Domnului, este vorba de o ființă extraordinară, nu poți să stai în picioare, e adevărat. Dar caz cu totul la pământ, dacă e să vorbim așa, adică nu alegi o poziție intermediară în genunchi, nici în picioare, nici a plecat în praf, în țărână. În acest sens, probabil că musulmanii când se apleacă cu totul pe pământ, când fac rugăciunea către Allah, poate că înțeleg mai bine acest sprit al reverenței totale decât, eu știu, alții care se apleacă pe genunchi sau într-un genunchi, altă variantă, alții care stau în picioare și mai departe. Nu cred că este vorba de o anumită poziție la rugăciune când avem de a face cu comunicarea cu Dumnezeu pentru că rugăciunea este o comunicare. Aici se vorba de relația mea cu Dumnezeu și mesajul pe care îl transmit. Ori în momentul în care adopt poziția lui la Chioru, înseamnă că vreau să îl impresionez pe Dumnezeu. Eu trebuie să vadă în mine un om frânt, destrămat, nevrednic, umilit, terminat. Și așa, văzându-mă în acest hal cu o față lungă și cu mâinile împreunate și cu capul plecat, exact ca la Echioru, poate că se va întâmpla ceva și din geana lui de argint o lacrimă va curge spre binecuvântarea noastră. Această poziție a lui la Echioru de petiție înaintea Domnului este o ilustrație perfectă în ce privește mitul întoarcerii la Dumnezeu. Și nu vă grăbiți să judecați expresia așa imediat, pentru că am să explic de ce spun acest lucru. Mitul întoarcerii la Dumnezeu. De ce este mit? În primul rând, pentru că omul nu are convingerea că este păcătos. Omul, în cel mai fericit caz, are convingerea că i s-a făcut o nedreptate. De către uh, soartă, uh, de către zei, de către, eu știu, gene, că s-a născut într-un fel, de către un anumit uh, context, adică istoria mai este unor invocată ca cea care a nedreptățit un popor în mod uh, special sau un individ sau așa mai departe. Deci, ideea este că omul se simte nedreptățit mai degrabă de zei. Uitați-vă la Iov. Iov care nu manifestă niciun fel de, cum să spun eu, sentiment profund al nevredniciei să aibă, pentru că el se crede vrednic într-un anumit sens. Doar în urma revelației divine, Iov își vede nevrednicia. Dar până la această revelație, Iov nu are ce să-și ceară nici iertare, nici scuze, nu se simte nici vrednic, nici umilit, ci doar înfrânt de circumstanțele care sunt potrivnice. Așa că el este o victimă, Iov se vede pe sine ca o victimă, uh, victima unor factori potrivnici, victima lui Dumnezeu în primul rând, nu? E, eh, uh, de aceea omul se vede mai întâi ca o victimă și ca un care că este a făcut o mare nedreptate de către, repet, destin, uh, gene, uh, context, uh, uh, zei sau Dumnezeu, istorie și lista poate continua. E, eh, și atunci el trebuie să găsească o rezolvare la această nedreptate. De deci, aceea omul face anumite demersuri în viață ca să rezolve aceste nedreptăți. Fie prin niște reforme, fie prin războaie, fie prin alte măsuri, fie prin rescrierea istoriei, fie prin altceva, el trebuie să rezolve acea nedreptate. Al doilea motiv pentru că omul nu se întoarce efectiv la Dumnezeu. Și mai degrabă la un sistem religios care pretinde că îl reprezintă pe Dumnezeu sau îl livrează pe Dumnezeu în forme simbolice. Și aici avem de face cu pretenția fundamentală a religiei. Orice religie va pretinde acest lucru, că îl livrează pe Dumnezeu sau divinitatea în forme simbolice. Iar omul care Devine adeptul acelei religii, automat are șansa să se conecteze cu această realitate transcendentă. Bun, poate că nu veți fi de acord cu aceste două afirmații că omul nu își simte, de fapt, păcătoșenia și nu se simte păcătos și mai degrabă un nedătățit care își caută dreptatea, vezi. Sau că omul, de fapt, nu se întoarce în mod real la Dumnezeu, ci mai degrabă se întoarce la un sistem religios. Însă, acest mit al întoarcerii la Dumnezeu este foarte bine ilustrat de parabola fiilor risipitori. Eu o numesc fii risipitori pentru că asta este, de fapt, realitatea alți interpreți mult mai pregătiți ca mine au observat deja lucrul acesta. Este parabola fiilor risipitori, pentru că amândoi fii sunt risipitori, dar în uh, feluri diferite. Și aș vrea ca acum să ne concentrăm puțin uh, în această parabolă, la această parabolă, pentru că aici vom înțelege de ce este de un mit al întoarcerii. Și de fapt, care este adevărata soluție în ce privește conectarea omului la Dumnezeu, și ce rol joacă crucea lui Hristos în toată această dinamică. Prima observație pe care o va face oricine și pe care au făcut-o în primul rând teologii musulmani când mă rog, știau de această parabolă, este că în parabolă aceasta nu apar elementele fundamentale ale teologiei creștine ca răscumpărare, ispășire, sacrificiu și așa mai departe. E adevărat, ele nu apar în mod explicit, în mod uh, verbal sau, cum să spun eu, textual, dar ele apar sub o altă formă și atunci trebuie să căutăm forma simbolică a acestor concepte în această parabolă. Observați aici despre ce este vorba. Știți, parabola nu ai rost o citesc sau o să vă reamintesc. Un tată avea doi fii și unul la un moment dat pleacă și răsipește toată averea pe care și-a pretins-o de la părintele său. La un moment dat decide să se întoarcă pentru că condițiile deveniseră de atât de insuportabile încât nu mai vedea uh, speranța zilei de mâine. Se întoarce cu un anumit motiv al întoarcerii, tatăl îl primește cu bucurie, al doilea fiu aude că s-a întors fratele său mai mic, refuză să intre în sala o spățului pregătită pentru acest moment frumos al întoarcerii, tatăl iese și explică de ce a făcut lucrul acesta, dar parabola nu are un final. Nu știm dacă fiul cel mare a intrat în sala de ospăți. Iisus Isus, Lăsând acest suspans să continue peste veacuri, fiecare va trebui să se identifice într-un fel sau altul și să-și încheie parabola pentru el sau pentru ea. Așa că, uitați-vă cum este ilustrat mitul întoarcerii în parabola fiului risipitor sau a fiilor risipitori. În primul rând, întoarcerea mai întâi a fiului cel mic dar și a celui mare, că și el se întoarce de la ogor. Nu e, e vorba de o altă rătăcire la fiul cel mare. Repet, amândoi sunt rătăcitori, dar în fel, feluri diferite. Amândoi se întorc acasă, dar în mod diferit. Amândoi sunt blocați la un, la un punct anume și nu pot depăși acel punct fără intervenția părintelui lor. Dar haideți să vedem la primul fiul acel mic, la așa-numitul rătăcitor. El se întoarce acasă din punct de vedere geografic, dar nu se întoarce acasă din punct de vedere existențial. El se întoarce acasă din punct de vedere utilitar, pentru că el caută să rezolve o problemă stringentă, adică foamea, dar nu se întoarce acasă din punct de vedere relațional. De ce spun acest lucru? Pentru că el nu dorește să mai fie fiu al tatălui său dintr-o falsă modestie, dintr-un fals sentiment al nevredniciei, îl numesc. El își dă seama că are șanse să fie primit acasă, nu ca fiu, pentru că în cultura vremii, un asemenea act săvârșit de fiul, de a-și abandona familia, clanul, a pleca într-o țară străină, a cheltui tot și a se întoarce acasă falit, nu avea sub nicio formă vreo izbândă, vreo șansă de a izbuti, de a fi reprimit în sânul familiei așa cum a plecat, de a începe, reîncepe viața de acolo de unde a întrerupt-o. Contextul cultural este interesant, dar nu avem timp să ne ocupăm de el. De aceea spun, fiul știa precis, deci nu bănuia, știa precis că nu poate fi primit fiul, Sub nicio formă. Și atunci a jucat pe cartea argatului. Ca argat mă poate primi. Argatul nu trebuie să aibă o relație de filialitate cu părintele, ci doar o relație de angajat. Voi lucra, voi fi plătit, îmi voi uh, acoperi datoriile și cumva, cumva mă voi revanșa în fața tatălui meu pentru pierderea uh, suferită. Deci cam asta este ideea. De aceea spun că întoarcerea fiului cel, cel mic este geografică, pentru că el se întoarce efectiv acasă din punct de vedere geografic. Este utilitară pentru că vrea să obțină ceva, dar nu este nici existențială, nu se întâmplă nimic profund în mintea lui. Veți spune imediat, stai, Doamne, că scrie acolo că ce a venit în fire. A venit în fire nu înseamnă obligatoriu altceva decât conform textului, în sine a venit. Așa spune textul literal. În limba greacă, în sine a venit. Ce înseamnă în sine a venit? Orice poate să însemne. Unii îi se grăbesc, se pripesc și spun că asta înseamnă pocăință. Nu, nu ai nicio legătură cu pocăința asta. Și a venit în fire. Un om poate să-și vine în fire din motive nu neapărat altruiste, din motive foarte egoiste. Își dă seama că dacă nu-și vine în fire, se va pierde își va pierde serviciul, relația, familia, viața. Nu este obligatoriu să fie mânat de motive foarte înalte, foarte rafinate, ci pur și simplu și-a venit în fire, și-a dat seama. Dar nu trebuie aici echivalată venirea aceasta în fire cu pocăința. Pentru că pocăința, în sensul acesta biblic, nu așa cum termenul și-a căpătat anumite nuanțe de-a lungul timpului, care sunt destul de toxice din punctul meu de vedere. Asta, de exemplu, se spune, și mai ales în anii 80, 70 și așa mai departe, pocăitule, se referea la un aparținător al unui cult religios. Nu se referea la statutul lui moral, etic, doar la anumite aspecte circumstanțiale, poate, rituale, că era diferit, că nu bea, că nu fuma, că nu înjura, că, mă rog, dar nu altceva. Pocăitule, dar nu asta înseamnă pocăit în sensul profund biblic. De aceea fiul cel mic nu se întoarce pocăit la tatăl său, se întoarce lihnit. Ăsta este cuvântul mai degrabă, e lihnit, de foame. Și textul este foarte clar pentru a fi interpretat greșit. Foamea este agentul motivator care l-a împins pe fiul să treacă peste o barieră mentală imposibil de trecut, și anume cum să mă întorc acasă. Era cea mai mare rușine, mai ales că repet, trăie este vorba de un context cultural destul de precis, o cultură care funcționează și până în ziua de astăzi funcționează pe baza unui binom numit onoare și rușine. Alte considerente nu sunt atât de importante sau de relevante cum sunt acestea două. Și de aceea fiul era blocat mental ca să se întoarcă acasă. Însă foamea, foamea poate să rezolve probleme care în mod normal nu le poți rezolva niciodată. Îți poate da un curaj nebun, Mai nu numai curaj, poate să-ți dea o violență la care nu te credeai capabil. Poate să-ți dea o asemenea capacitate de a Uite, te uita în jurul tău cu, cu curăceală și, și a fi pe, doar pentru tine să găsești o bucată de pâine, ai fi în stare să omori pe cineva, doar foamea poate să facă. De deci, aceea, e foamea este cea care l-a determinat pe tânăr să se întoarcă acasă. Nu ideea tatălui care a rămas acasă rănit și dezonorat de fapta sa, nu perspectiva că totuși dacă eram fiu, poate acum trăiam în alte condiții. Sigur că aveau și, mai exact și fantezia aceasta a, a belșugului de pâine de care se bucură argații, pentru că nu întâmplător aduce în discuție argatul. Argatul are belșug de pâine, dar argatul și poate munci și, în sens, și poate plăti datoriile dacă are asemenea datorii. Așa că în scripta sau uh, cu scripca lui acordată de către experiența porcină, uh, fiul cel mic plăsmuiește o narațiune tânguitoare. El trebuie să-și convingă tatăl, trebuie să fie ca la echiorul, trebuie să îl impresioneze pe cel milostiv, să-i smulgă o lacrimă din gena de argint pentru ca să-l primească. Nu ca fiu, asta a abandonat ideea aceasta, dar măcar ca argat. Și de aceea fiul vine cu această poezioară frumoasă, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta nu mai sunt să vrei să, mă să, mă să numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Asta este o petiție. Asta nu este o mărturisire a păcatului. Noi credem că este, dar nu este. Noi spunem, Doamne, am păcătuit împotriva cerului și ce e aia am păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Cum poți păcătui, păcătui împotriva lui Dumnezeu? Întrebare. Cum poți? Nici măcar nu știi unde e Dumnezeu, cum e Dumnezeu, ce exact anume e să faci să-L păcătuști împotriva Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa o ființă care seamănă cu noi și care poate fi les neofensată de un cuvânt, fapt și mai departe. Dumnezeu este ofensat de un singur lucru, modul în care ne purtăm cu aproapele nostru. De ce? Pentru că El însuși se identifică cu aproapele. Așa că aici este adevărata înțelegere a păcatului, când îți dai seama că, de fapt, modul tău de a gândi, cuvintele tale, viața ta îl pot răni pe cel din jurul tău. Și atunci și Dumnezeu, prin extensie, este afectat. E adevărat, el spune, a împăcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaște cumva că a greșit, era cum să spun eu, imposibil să nu înțeleagă măcar lucrul acesta. Dar repet, foamea e cea care îl împinge să facă aceste declarații. Cum și noi le facem. Doamne, iartă-mă că am păcătuit. Fără să fim deloc specifici, fără să simțim cumva ce înseamnă această, acest păcat săvârșit. Dar noi îl spunem ca pe o mantră. Iar fiul recită o mantră, pentru că el crede în puterea mantrei de a-l convinge pe cel milostiv că trebuie să-l accepte așa cum este. Așa că, în acest context, această manieră foarte dibace a fiului mic, gândiți-vă că el acum mai face ceva, el face, își face o reconstrucție relațională și socială în ce privește relația cu tatăl. Nu mai sunt fiu, sunt argat. Deci asta este ideea trebuie să aibă loc o reconstrucție relațională și socială ca să pot să am șanse de a fi primit. De aceea nu mai sunt fiu, acum sunt argat. Condiția ca să mă pot întoarce e ca să accept definitiv acest statut inferior de altfel, de a fi argat, dar măcar ca argat voi avea belșug de pâine. E bine, uh, Altă întrebare, ce este cu foamea aceasta? Și acum, sigur că da, nu mă refer doar la foamea fiului risipitor. Este această foame reală? Este, este foarte reală foamea aceasta și este singura realitate. Din tot ce îl înconjoară pe acest tânăr, porcii și foamea sunt adevăratele realități. Casa de acasă, tatăl. Întoarcerea sunt doar a, e, chestiuni abstracte. Bun, la foamea aceasta, cum spuneam, se adaugă și fantezia. Fantezia că argația aceea se bucură de pâine non-stop, și atunci, a, dacă ar fi să încerce imposibilul, trebuie obligatoriu să joace pe această carte a argaților. Acum, a, fără această fantezie a belșugului, de pâine al argaților și fără această foame care nu-i dă pace, nu cred că fiul s-ar fi întors vreodată. E, aceeași fantezie o are și fiul cel mare. Fiul care, mă rog, nu se simte împlinit pentru că nu are acces la carne, la un anumit tip de carne, e vorba de acel ied. Observați că ambii sunt motivați de mâncare, nu e întâmplător. Trebuie să ne dea de gândit. Ambii fii, în relația lor cu părintele, sunt motivați în întoarcerea lor sau în justificarea uh, refuzului de a nu merge mai departe de mâncare. Și aici îl găsim pe fiul cel mare la ogor, da? tot la ogor. Uh, primul era la ogorul, dacă vreți, uh, cu porci celălalt era la ogorul cu iezi. Se află la ogor, dar el se întoarce acasă, dar observați din uh, narațiunea lui cum se întoarce el acasă, se întoarce ca un argat. Nu spune cuvântul argat, spune cuvântul rob. Tot pe acolo, tot pe acolo. Foarte interesant, ambii fi se simt sau se văd ca fiind argați. Ambii fii sunt motivați în întoarcerea lor de foame, sau de mâncare, mai bine spus. Și ambii fii sunt blocați în această narațiune. Observați un lucru, ambii își cântă propria narațiune într-o tonalitate foarte tânguitoare, pentru ca să-și impresioneze părintele. Blazonul primului Fiu este porcul. Blazonul fiului cel mare este iedul. Avem aici două animale. Foarte interesant. De ce? Unul este un animal necurat, altul este un animal curat în uh, Cartea Leviticului. Da? Uh, ceea ce reflectă cumva poziția diferită a celor doi. Unul este un păcătos, altul este un ascultător, un sfânt. Unul e de. Partea de casa tatălui, altul este aproape de casa tatălui. Da? Și atunci, care este, de fapt, ideea de aici, în această. Asta? Uh, întrebarea care se pune, de fapt, atunci când îi privim din unghiul acesta, e, de o, e diferență fundamentală între cele două blazoane? Ce credeți? Absolut niciuna. Că ești la porci sau că ești la iezi ești departe de casa tatălui, iar relația ta cu tatăl este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Cam asta vrea să spună aici Hristos în modul în care povestește această parabolă. Observați narațiunile celor doi, foarte pe scurt, ai surprinse în această imagine cu porcul și cu iedul. Deci, narațiunea primului se reduce la aceste cuvinte. Am păcătuit, nu mai sunt vrednic. Narațiunea al doilea, al celui de-al doilea, este am slujit, de aceea sunt vrednic. Deci, observați ideea, nu? No? E clar că sunt diferențe, cu siguranță, dar cei doi fii sunt mai apropiați decât vor ei să creadă, sau decât se văd ei uh, unii pe alții. Așa că, în ce privește cele două uh, blazoane, uh, porcul uh, și iedul, uh, matricole, uh, embleme, cum vreți să le numiți, nu există în esență niciun fel de diferență, pentru că ambii sunt pierduți, pentru că ambii sunt risipitori. Ba mai e ceva, și aici este surpriza parabolei și uh, a audienței care a fost de față atunci când Iisus a rostit-o. Ba uh, mai mult, ar spune Hristos, cei care sunt născuți sub zodia porcului au șanse ca să intri primii în sala de ospăți. Ceea ce practic se întâmplă efectiv în parabolă cu primul uh, fiu, cel mic, care intră în sala de ospăți la uh, reacția copleșitoare a tatălui. Întrebarea care ne frământă este aceasta. Oare cum am ajuns noi argați? Pentru că cam asta vrea să ne spună Hristos prin parabola aceasta. Noi suntem la stadiul de argați. Că credem că suntem fii lui Dumnezeu sau fiicele lui Dumnezeu, putem crede orice. Dar în mod cel mai real ne comportăm ca niște argați. Răspunsul pe care l-aș da, poate nu e corect, poate nu este cel mai potrivit. Dar la asta m-am gândit. Răspunsul pe care l-aș da la întrebarea oare cum am ajuns noi argați este acesta. Religia ne-a amăgit cu cele două narațiuni ale fiilor risipitori. Pe unii i-a amăgit cu această narațiune, am păcătuit și nu mai sunt vretnic și atunci tot timpul îmi voi duce această viață sub stigmatul acesta. Mi-am ales porcul ca blazon, tot timpul voi sta cu ochii plecați în jos, cu genunchii aplecați, cu grumazul și cu scripca mea uh, tânguitoare voi încerca să-i smulg celui milostiv o lacrimă. Alții, în schimb, pe alții, religia e amăgit cu o altă narațiune. Uh, am slujit îl slujesc pe Dumnezeu, ascult de Dumnezeu, sunt vrednic de binecuvântările sale, deși nu le văd sau aș vrea să fie mai multe și de aceea am o stare de nemulțumire, de frustrare, pentru că mi se cuvine, pentru că nu sunt ca oricine, că nu sunt ca toți ceilalți păcătoși, nu sunt farisei, cum spuneau, nu? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți și nici ca vameșul acesta. Și slavă Domnului, fariseii s-au perpetuat de-a lungul secolelor și există și sunt mulți, și noi înșine putem fi farisei. Ori farisei, ori vameși, una din două. Dar trebuie să existe și o altă categorie, fiii care au depășit acest stadiu de argat, de rob și se văd în relația corectă cu Divinitatea. Aici este problema că biserica nu prea naște fi. Biserica naște fie argați, fie robi, fie cei născuți sub zodia porcului, fie cei născuți sub zodia iedului. Cam aici uh, rege, uh, face biserica, religia, în mod, la modul general, uh, biserica în mod particular. Biserica nu și nu poate să nască fi, ăsta este adevărul. Și poate că n-ar trebui să-i să cerem acest lucru, pentru că nu poate să nască fi. Dar biserica trebuie să-l ajută pe individ să se nască ca fiu în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este, de fapt, mandatul bisericii, nu altul. Nu ca să convertească masele, nu ca să boteze așa, fără discernământ, pe toți cei pe care îi prinde în apă și îi scufundă și îi scoate cum au intrat. Nu ăsta este mandatul bisericii. Mandatul bisericii este ca să-i facă ucenici, ca să-i nască în împărăția lui Dumnezeu. E, Întorcându-ne acum la cei doi, ambii fii sunt blocați în această narațiune care, pur și simplu, nu le poate da voie să depășească acea condiție în care se află: de risipitori, de argați, de cei născuți sub zodia uh, porcului și a iedului. Așa că. Ambii sunt blocați în aceste narațiuni, de aceea ei nu se pot întoarce. Chiar dacă fizic, chiar dacă geografic, ei sunt foarte aproape de părintele lor, ei nu sunt întorși în mod real, în mod existențial, în mod relațional. Ei sunt mai departe pierduți, ei sunt mai departe risipitori. Problema lor, nu poate fi rezolvată la ogor. Deci în afara casei. De ce nu poate fi rezolvată la ogor? Pentru că, biblic vorbind, ogorul este un simbol al fratricidului. Cain și Abel. La ogor, acolo l-a ucis Cain pe Abel. De aceea, la ogor nu poți rezolva problemele acestea. De aceea trebuie să se creeze un alt spațiu. Și aici tatăl iese în întâmpinarea ambilor fii, creând un nou spațiu al comunicării și al reconcilierii, așa numita sală a ospățului. Însă te costă sala aceasta. Nu e gratuită, nu e ceva ușor care se poate așa imediat rezolva. Și tatăl trebuie să aducă ceva pentru a plăti acest preț, iar Biblia spune că vițelul cel îngrășat, și iată cum apare al treilea animal în acest peisaj. Deci avem porcul, avem iedul și avem vițelul. Dar vițelul este singurul animal care poate să rezolve fundamental problema celor doi, a celor trei, pentru că și tatăl este implicat în relația aceasta cu ei. Așa că tatăl iese în întâmpinarea fiilor săi. Și aici este o, o idee foarte profundă care spune în felul următor, om nu se poate întoarce niciodată la Dumnezeu, este imposibil. De aceea spune mitul întoarcerii, omul nu se poate întoarce la Dumnezeu, de ce? Pentru că este amăgit continuu de false narațiuni care îi obscurizează adevărata imagine a lui Dumnezeu. Doar dacă Dumnezeu iese în întâmpinare, cum a făcut Gândiți-vă la parabola aceasta. Tatăl a ieșit în întâmpinarea fiului, a alergat ceea ce era împotriva obiceiului vremii și l-a luat în braț și mai departe. Deci a ieșit în întâmpinare. Apoi, în cazul celui al doilea, tatăl părăsește sala o ceea ce nu trebuia să facă în condițiile cu, cu, și a, cu, culturale ale vremii, cu cutumele ai vremii, îi, 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 îi tatălui ca să, iasă de acolo să se ducă afară să vadă cu fiul său, iese afară din sala de ospăți ca să-și întâmpine fiul pe terenul lui ca să-l convingă să intre în sala aceea. Deci tatăl iese în întâmpinare. Iar această întâmpinare îl costă pe tatăl ceva, este vorba de acest vițel uh, de îngrășat, uh, care practic reprezintă un fel de jerfă, nu? Este jerfa în sine. Și iată răspunsul la întrebarea teologilor islamici vis-a-vis -vis de unde este jerfa și ispășirea. Păi asta înseamnă jerfa și ispășire. Faptul că Dumnezeu iese în întâmpinarea omului. Faptul că Dumnezeu se sacrifică pe sine pentru a putea iniția acest proces al reconcilierii și a împăcării. Așa că soluția pentru cei doi risipitori este ca să-și abandoneze narațiunile. Și să-o -o, adopte pe cea nouă. Iar noua narațiune are ca blazon vițelul sacrificat. Vițelul cel îngrășat, adus ca jerfă și acum este consumat de toți participanții. E, vedeți, aici se, aici se întâmplă deplasarea, aici se întâmplă deplasare. Sunt dispus să renunț la blazonul meu, care, m -a, care o viață întreagă m-a caracterizat și m-a și, și desemnat cumva, că e porc, că este alt animal, nu contează. Dar eu văd că acest blazon nu mă duce nicăieri, doar spre un drum înfundat. Mai mult cei care au convingerea că blazonul lor este cel mai coșer și cel mai potrivit, cel mai apropiat de Dumnezeu, să renunți la această iluzie. Nu există așa ceva iedul, mielul, ce vreți dumneavoastră, nu este un singur blazon și acest blazon se numește Crucea lui Isus Hristos. Și observați acum cum are loc acest lucru. Tatăl iese în întâmpinare. Cum iese Tatăl în întâmpinare? În primul rând, uitați ce scrie aici, în 2 Corinteni, Capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Deci asta este ideea, asta este noua narațiune. Dumnezeu era în Hristos, acolo pe cruce, împăcând lumea cu Sine. Deci Dumnezeu este cel care inițiază procesul împăcării. Dumnezeu se descoperă omului ca cel care vrea să îl atragă pe om la Sine. Dumnezeu să se descoperă aici ca parte, parte vătămată, ca parte ofensată, care este, cum să spun eu, atât de deranjat și oripilat de gestul omului încât nu poate să-l vadă. Și din păcate întâlnim aceste idei chiar la noi, în literatura noastră specifică Bisericii Adventiste, în scrierile profetului inspirat, Dumnezeu nu se poate uita la noi din cauza păcatului, dar Isus mijlocește și acolo pare că Isus îl convinge pe Dumnezeu prin sângele său, Doamne, acceptă-i prin sângele meu, i-am câștigat, sunt așa, și Dumnezeu se uită la Hristos și după aia spune bine ceva în genul acesta. Adică ce e asta? Ce fel de Dumnezeu este acesta care nu se poate uita la noi? Pentru că ce-am făcut până la urmă noi? Noi care ne-am născut într-o condiție care nu poate să nu ne conducă la păcat. Ăsta este adevărul. Nu, Evanghelia spune altceva. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu a ieșit în întâmpinarea noastră cu mult timp înainte ca noi să existăm sau să ne simțim păcătoși sau să ne dorim să îl cunoaștem pe acest Dumnezeu. Și al doilea text pe care îl toată lumea știe, orice copil este obligatoriu să știm, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știu că acest text a fost atât de mult recitat și formulat și reformulat și așa încât ți-a pierdut acea aură. Dar Evanghelia este redusă, este distilată Într-un singur verset, Ioan 3 cu 16. Dacă pentru unii sună siropos sau sună prea, nu știu cum e treaba lor, dar ăsta este adevărul biblic. Ăsta este părintele care iese în întâmpinare. Și această narațiune, noua narațiune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine pentru că atât de mult a iubit lumea încât s-a dat pe Sine pentru ea, a fost. Nu doar așa, o declarație frumoasă, politică la nivel galactic sau universal. Nu, a fost materializată prin nașterea, viața, moartea și învierea lui Hristos. Iar crucea este de fapt simbolul suprem al acestei noi narațiuni. Închei acum și mă întorc la ilustrația primară, cea cu care am început prezentarea. În optica aceasta, sau prin optica poeziei lui Octavian Goga, eu cred că, de fapt, crucea aceasta a lui Hristos este vioara lui Dumnezeu care ni se adresează nouă. Dumnezeu ne cântă un cântec prin această vioară, numită crucea, ca să ne impresioneze pe noi. Nu la modul acesta uh, explicit, să vedem sânge și să spunem, vai, nu la asta mă refer, mă refer la ideea aceasta. Crucea este un semnal, dacă vreți, de alarmă, este un uh, cântec de jale. Este, uh, un, uh, este o, o, o performanță tânguitoare pe care Dumnezeu o aduce sau o înaintează pentru ca noi să putem să Îl înțelegem pe Dumnezeu. Și sigur că da, a vorbit în limbajul vremii, pentru că în vremea aceea jerfa era considerată actul suprem de devoțiune a păcătosului în fața divinității, dar și un mijloc de comunicare a omului cu divinitate. De aceea dacii își trimiteau mesaje la Zamolses prin jerfe. Dacii aceia aleși erau jerfici pentru ca să aducă, să, aducă, să aducă mesajul la Zamolses. Deci Dumnezeu a vorbit în limbajul omului din secolul I. Dacă venea în secolul deci nu cu siguranță că nu vorbea prin o jerfă ca aceasta. Știu că pentru unii sună asta o erezie, că trebuia să fie o jerfă, da, dar jerfa nu înseamnă obligatoriu sânge. Da? Și atunci trebuie să vedem dincolo aceste elemente. Dar pentru acest moment când a venit în lumea aceasta, acesta era mesaj, iar crucea reprezintă această vioară prin care Dumnezeu ne cântă un cântec de jale ca noi să îl înțelegem cumva, pentru că se pare că este singurul limbaj pe care noi putem să-l înțelegem. După cum unii înțeleg doar violența ca singur limbaj, alții înțeleg altceva, muzica fiind un limbaj universal, spun alții. Așa și Dumnezeu a vorbit omului printr-un sacrificiu, printr-o jerfă. Iar crucea este această vioară, dacă vreți. Și aici, mi se pare, mie și cu asta chiar închei. Aici Hristos este de fapt adevăratul la echiorul. pentru că de fapt Hristos și-a plecat trupul pe această cruce, și-a plecat grumazul și obrazul pentru ca să ne șteargă efectiv necazul și să ne uh, ofere și nouă un loc printre alte stele. Cam așa văd eu aici. Dumnezeu e cel care vine la noi și care îngenunchează în fața noastră și care se pleacă în fața noastră și care se frânge în fața noastră pentru ca să ne șteargă necazul și să ne asigure un loc în, printre stelele sale. Cred că ar trebui să fim mult mai deschiși la semnificația crucii lui Hristos. Și când vedem această jerfă în lumina aceasta, probabil că ne va smulge și nouă o lacrimă. Și nu vom mai fi acele icoane care nu le crimează niciodată, ci poate că se va întâmpla o minune, ca icoana care le cremează Și poate ne va, stârge, ne va smulge o lacrimă. Nu ne neapărat o lacrimă din sensul acesta real, dar ceva acolo în minte se va produce în așa fel încât să înțelegem mesajul crucii și să ne-l asumăm ca noua narațiune. Iar sub acest semn al crucii, noul blazon, să ne putem integra cu adevărat și să fim în sala de o unde să ne bucurăm cu părintele nostru veșnic și cu frații și cu surorile noastre, nu numai acum, dar în toată veșnicia. Aici s-a încheiat prezentarea de astăzi seară, data viitoare va fi ultima prezentare și până atunci vă dorim toate cele bune.